Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă te-ai născut pe 27 august, ești gata să faci totul pentru a ajuta pe cei nevoiași. Ești un vindecător și psiholog născut, ești pasionată de zlujirea comunității. Distinsă, atentă în acțiunile tale, ești excelentă în situații critice. Determinarea profundă nu-ți permite să te îndepărtezi de la obiectivele tale. Datorită forței, încăpățânării și credinței în propria misiune, îi poți influența pe ceilalți, înclinându-i ușor spre punctul tău de vedere. Indiferent de locul în care te-ai născut, ești întotdeauna gata să vii în ajutorul unei persoane simple, un ratat care a fost învins de circumstanțele vieții. Poate că tu ai simțit o nedreptate a lumii din jurul tău, deoarece te întrebi permanent ce se poate îmbunătăți, dorind să-ți schimbi mediul, adesea obții un mare succes, deși ești probabil greu de bănuită de egoism, activitatea ta este însă departe de dezinteres, nu vei cere niciodată plata pentru serviciile tale, dar dacă acțiunile tale sunt ignorate, îți vei pierde pentru totdeauna interesul față de persoana pentru care ai încercat atât de mult. Semnul tău zodiacal aparține constelației Fecioară. Fecioara este directă legată de semnele elementului pământ, care se disting prin următoarele calități, lizibilitate, curățenie, claritate, elocvență, îngrijirea sănătății, logică, scrupulozitate ești guvernată de mercurul insidios și inventiv. Această planetă ți oferă o perspectivă și o minte vie, o memorie excelentă și o performanță excelentă. Îi atragi pe ceilalți datorită energiei tale strălucitoare și decenței profunde. Cu toate acestea, intuiția și tendința de a pune totul pe rafturi, te pot ispit la o critică excesivă, atât față de ceilalți, cât și față de tine însăți. Nu ești ușor de păcălit, ești fiabilă și activă, iubești copiii. Trebuie evitate aspirațiile excesiv de materialiste, criticile inutile, izolarea egoistă și dorința de a controla în mod insidios pe cei din jur. Datorită memoriei tale excelente și atenției pentru detalii, devii rar ori victima înșelăciunii, iar munca grea, combinată cu o energie de invidiat, Îți permite să atingi înălțimul în orice afacere. Trebuie să-ți înfrânezi criticul interior, altfel aceste lucru poate duce la timiditate excesivă, teama de a începe orice afacere din cauza fricii de eșec. Îți este indicat să lupți pentru împrăștierea ideilor tale și să dai frâul liber vivacității și curajului minții. Guvernatorul tău astral este Mercur. Acesta îți oferă caracterul critic și pedanteria. Mercur este un patron excelent pentru analiști, profesori și cei care lucrează în sectorul serviciilor. Planeta ta în exil este Neptun. Acesta este responsabil de respingerea incertitudinii, precum și de lipsa reveriei. Ești încăpățânată și directă, autosuficientă, dar deranjantă pentru că ai tendința să idealizezi lumea. Același lucru este valabil și pentru prieteni, familie. Nu te idealizezi doar pe tine însăți, ești adesea nemulțumită de calitățile tale, dar în același timp, nu persiști în perfecționarea de sine. Ești romantică, deschisă pentru comunicare și cunoștințe noi. În relațiile de familie, tu nu decizi imediat o relație pe termen lung, cel mai probabil te vei căsători târziu. Ești foarte cinică în raport cu esența interioară a omului nu construiești iluzii cu privire la condescendența acestei lungi pentru cei care nu se pot opri pentru ei înșiși. Ai propria ta idee despre ce este o personalitate rezistentă. Toate acestea îți permis să te evaluezi sobru. Pentru tine există un pericol? În lupta împotriva neajunsurilor acestei lumi, tu însă fără a observa, te poți transforma treptat în tipul de om veșnic nemulțumită de tot și de toate. Prin toate mijloacele, Trebuie să simți că ești indispensabilă pentru bunăstarea familiei sau a grupului tău social. De fapt, nu te poți împăca cu ideea că lucrurile vor continua fără participarea ta. Uneori, interferând activ în evenimente, creezi dificultăți suplimentare în comunicare, deoarece nu știi să ierți, dar știi să insulți. Acorzi mare plăcere activităților sociale. O carieră izolată, Clar nu este pentru tine. Destul de ciudat, participarea activă la treburile celorlalți te ajută nu numai să dobândești credibilitate, dar contribuie și la creșterea bunăstării personale. Cu toate acestea, dorința excesivă de a comanda de multe ori te conduce la defalcări neprevăzute și la încălcarea planurilor de anvergură. Este important să înțelegi cât de strâns este destinul tău legat de soarta altora ca tine. Doar în acest caz talentele tale deosebite vor găsi o aplicație dinnă. Ziua în care te-ai născut îți oferă oportunități practic nelimitate de evoluție și creștere spirituală, dar pericolul ispitelor egoiste este prea mare. Trebuie să alegi în ce direcție va fi orientată busola trebuie să decizi singură. Te distingi față de alți nativi din fecioară prin astfel de trăsături speciale, ești independentă, moderată, precisă. Ești un ideal de fidelitate, devotament și constanță. La prima întâlnire, pari rece, impenetrabilă și indiferentă. Motivele acestui comportament constau în faptul că tu trebuie să cântărești cu atenție toate riscurile și să analizezi situația înainte de a ți arăta emoțiile. Cum afectează data de 27 august soarta ta? Ești o luptătoare încrezătoare. Te străduiești să schimbi lumea în bine și când nu reușești, nu renunți. Ai un caracter amabil și receptiv. Planeta Marte ți oferă un sentiment de direcție și scop. Ești înzestrată cu talente, ai o personalitate strălucitoare în care predomină calități puternice precum determinarea și carisma. Tu lucrezi în direcția omului om. Participarea ta activă la treburile altora îți aduce un venit bun ești condescendentă celor slabi, dar în același timp nu accepti pasivitatea în viață. Tu crezi că în viață totul trebuie realizat independent. Nu mizezi pe nimeni și te bazezi doar pe propriile tale forțe. Ești de încredere pentru alții, iar deoarece ai calități de conducere, ești capabilă să-i conduci. Ești plină de energie, în continuă evoluție și fericită să primești noi cunoștințe. Ești foarte sociabilă. Îți asculti cu atenție interlocutorii. Este foarte plăcut să se comunice cu tine. Ești atât de pozitiv încât ești capabilă să-i încânti pe ceilalți din jur, să îi faci fericiți. Pentru a face acest lucru, trebuie doar să zâmbești. Nu-i vei lăsa niciodată pe cei care au nevoie de ajutor. Dar există o singură avertizare. Nu-ți place să fii singură. Și totul pentru că ești foarte sociabilă. Îți este extrem de dificil să experimentezi singurătatea, chiar dacă este doar temporară. Deși poți asculta pe alții, uneori ai nevoie de o persoană de care să asculți tu însă. a fi optimist este foarte dificil, uneori ești atacată de anxietatea cauzală. Este foarte important ca în acel moment să ai o persoană apropiată. Tu nu începi romane pe termen scurt ești loial partenerului tău și dorești același lucru de la el. Ai nevoie de un partener de viață de încredere pe care să te bazezi. Vei fi un părinte minunat. Copiii tăi nu vor avea nevoie de nimic. Te-ai născut expert în domeniul tău. Dacă preiei ceva, atunci termini treaba. Ție nu-ți place să fii datoare cuiva? Încerci să-ți achiți rapid toate datoriile? Îți cheltuiești moderată bugetul? Cheltuie banii doar pe lucrurile cele mai necesare și te descurci destul de bine. Tu nu te ascunzi de necazuri și încerci să le rezolvi singură. Universul ți-a dăruit o cantitate mare de energie care te va ajuta să faci față dificultăților vieții. Ai o natură puternică și rezistentă, cu credințe puternice, dragoste și compatibilitate. Dragostea, pe lista ta de priorități, este pe prima linie. Fără asta, te străduiești să intri în lumea imaginației și a fanteziilor vii. În relații strânse, arăți căldură, tandrețe și un romantism incredibil, așteptând același lucru în schimb, cele mai multe șanse de a face o pereche ideală ai cu reprezentanții altor semne pământești ale Zodiacului, Taur și Capricorn. Aceștia, la fel ca și tine, așteaptă de la o relație mai multă constanță și stabilitate decât un uragan al pasiunilor. Taurul te va ajuta să devii mai senzuală și emoțională, iar Capricornul îți va înțelege cu ușurință dorința de ordine și organizare, posedând și gândire analitică. Cu reprezentanții semnelor scorpionului sau leului, ai perspective destul de bune în viața de familie. În acest caz, ei vor fi în rolul sclavului, pierzând complet conducerea în fața ta. În același timp, nici leul, nici scorpionul nu te vor suprima apreciindu-ți inteligența, organizarea și consecvența, cele mai nereușite alianțele poți forma cu pești și berbec. Peștii, la fel ca și tine, nu sunt niciodată rezolvați din primul pas, sunt pasivi și închiși, drept urmare, relațiile cu peștii se estompează înainte de a începe. Berbecul însă, te suprimă cu presiunea lui, te sperie cu perseverență și imprevizibilitate. Un săgetător te va considera prea rece și distantă, chiar dacă ți apreciază inteligența și spiritul de ordine, dorința de cunoștere. Vărsătorul este mult prea invidios și avar pentru a se uita la tine, gemenii se vor plictisi ușor și vor lua imediat altă cale, balanța va crea multe nedumeriri și te va respinge lentoarea și lipsa ei de determinare. Totul este însă posibil. Neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră, ai un simț natural al direcției. Rară ori faci greșeli atunci când alege o cale în viață. Ești optimistă și înțelegătoare, curioasă, energică, reacționezi cu tărie la nedreptate și te lupți cu ea cu toată puterea. Ești ascultătoare, recunoscătoare și ai critici constructive. Poți vorbi fără să rănești sentimentele altor oameni, poți face aproape orice muncă socială, dar activitățile tale nu sunt dezinteresate, poți lucra ca voluntar, primind un salariu mic, dar dacă activitatea în beneficiul societății nu este evaluată de către destinatari sau autoritățile în sine, atunci îți vei pierde interesul pentru aceasta și îți cauți un alt loc de muncă, sănătate și boli. Nu-ți pasă de sănătatea și aspectul tău? Adesea arăți epuizată. Tu ajungi la epuizare prin exces de muncă pentru alții, poți lucra pentru doi sau trei. Drept urmare, când te afli într-un pat de spital, simți propriul tău eșec. Dacă simți că nu ești apreciată, atunci ar trebui să fii atentă la depresie, ceea ce se întâmplă destul de des. Din punct de vedere psihologic, ar trebui să fii atentă la influența celorlalți, în consecință, este posibil să nu gândești cu propriile gânduri, să nu fii bolnavă de propriile tale boli. Pentru tine, sănătatea bună este directă legată de stabilitatea ideilor tale despre viață și valorile religioase, dar și de capacitatea de a respecta o dietă normală, somn și exerciții fizice. Este extrem de important pentru tine să eviți alcoolul în special în perioadele de depresie. Încearcă să te relaxezi mai mult, să fii mai puțin nervoasă. Ești predispusă la stres, tristețe fără cauză? Adesea îți faci griji pentru nimic, destinul și norocul. Universul ți-a dăruit o natură multifacetată, talentată, independentă, cu o minte sigură, înzestrată cu o energie vitală puternică. Viața ta este plină de diverse evenimente. Vor fi căderi și ascensiuni, după ce vei fi depășit cu demnitate toate obstacolele, vei putea crea condiții excelente pentru viață. În sectorul financiar, vei avea succes, intuiția te va ajuta întotdeauna. În viața ta personală, te vei înconjura de confortul pe care îl iubești și îl prețuiești atât de mult. Sfaturi pentru tine! Evitarea unei posibile depresii și a efectelor stresului te vor ajuta la controlul asupra propriilor sentimente și emoții. Îndoiala de sine trebuie depășită. În plus, merită să te împerezi ardoarea în sacrificiu. Nu te împiedica în probleme personale. Dacă ne ajuți pe ceilalți, începe imediat. Energia pe care o obții din aceste eforturi îți va lumina ca la viitoare și te va ajuta să-ți găsești locul în această lume. Nu lăsa idealurile fixe să-ți limiteze gândirea și creativitatea. Ce cadouri ți se potrivesc, în general, femeile nu sunt ușor de mulțumit și cu atât mai mult, tu care ești născută sub semnul fecioarei, poate că tu însă-ți suferi de inconstanță, dar acesta nu este un motiv pentru a refuza să-ți ofere cadouri, în sfera cadourilor nu ești naivă, ești practică. Zelul de a duce un stil de viață sănătos și adecvat este o caracteristică a ta. Un abonament la un club de fitness, piscină sau spa, un bilet de vacanță, o carte despre alimentația corectă și sănătoasă, cu ilustrații și rețete vii, toate acestea te vor încânta. Un cadou de neprețuită de ziua ta de naștere poate fi un ajutor în pregătirea bucatelor pentru masa festivă, dorința de a cumpăra produsele uitate. Tu poți fi mulțumită de cadourile pentru care femeile din alte semne zodiacale ar putea fi jignite: un aspirator, un set de prosoape, un set de lenjerie de pat, o cutie de pâine din lemn. Dacă alegerea unui cadou pentru tine este un impas, atunci ți se poate dărui bani, dar este important ca cel care oferă să ghicească suma pentru că o sumă prea mică te va jigni cu zgârcenia celui care dăruiește și prea multă te va pune într-o poziție foarte incomodă. Un cadou bun poate fi un abajur elegant, râșniță de cafea sau o oală cu fundă dublu. Utilizarea unor astfel de articole nu contravine convingerilor tale. La fel sunt cărțile pe orice subiect, fie că este vorba de un volum de Rudolf Steiner, fie de un dicționar engleză român. Tu ai o atitudine foarte părtinitoare față de bijuterii, este mai bine să nu experimenteze cineva cu aurul, mai bine să se concentreze pe arginte de înaltă calitate. Nu-ți plac surprizele. Dacă cineva dorește să te mulțumească, trebuie să arunce o privire la ceea ce ai deja, apoi să-ți dăruiască ceva de genul acesta. Tu pui preț mare pe confort și locuință, prin urmare. Este mai bine pentru tine să ți se prezinte cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, tablouri. Nu vei refuza o pătură confortabilă, un pulover cald din mână moale, un set de șervețele pentru băutul cafelei, un set de lingurițe pentru aceasta, perdele de bucătărie, dar cu respectarea culorilor bucătăriei. Dacă ți se oferă un aparat de cafea, este indicat să conține și un set de filtre. Certificatul de garanție și instrucțiuni sunt foarte importante. Tu citești instrucțiunile chiar și pentru acele lucruri ale căror funcții îți sunt mai cunoscute decât inventatorul. Tu nu ai nevoie de ambalaje pompoase, sclipitoare. Din potrivă, dacă îl consideri prea scump, vei clipi puțin mai dezin ochi. Florile pentru tine sunt de fapt un simbol, deci este posibil să-ți fie oferit un buchete destul de modest. Atunci când cadoul este mic, atunci florile pot fi mai reprezentative. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.